Ieri a avut un congres de fuziune între Uniunea Salvați România, Uniunea Salvați Bucureștiul și Uniunea pentru Codlea. Uniunea Salvați Bucureștiul, după cum știți, am candidat în alegerile locale, am câștigat 54 de mandate în București. Uniunea pentru Codlea, reprezentată de Elvin Albu, a candidat la alegerile locale din Codlea și a obținut 3 mandate. Uniunea Salvați Bucureștiul este un partid nou înființat, special ca să cuprindă mai multe forțe din toată țara și care să participe la alegerile parlamentare.